Tot mai mulți copii ajung să fie victime ale unor părinți irresponsabili și a unor autorități cărora nu le pasă. O fetiță de 2 ani din județul Suceava a murit realmente de foame. Copila era crescută de tatăl ei pentru că mama era plecată la muncă în străinătate. După ce fetița s-a simțit rău, tatăl a dus-o la bunica fetei într-un sat vecin. Femeia a și chemat ambulanța. Medicii nu au mai putut face nimic ca să o salveze pe micuță, care era într-o stare de anemie severă din cauza malnutriției. Bunica a spus că a fost hrănită doar cu lapte și ceai. Un copil de 2 ani are nevoie de o alimentație mult mai consistentă. La 2 ani copilul se hrănește și cu brânză și cu carne. Pacienta a fost diagnosticată cu anemie severă, a declarat directorul medical al spitalului din Fălticeni, Dorin Bulceanu. Jurnaliștii de la ziar de suceava.ro au luat atitudine în acest caz. Bărbatul locuiește în comuna Preutești. Acesta mai are 2 copii în vârstă de 3 și 6 ani cu concubina sa, dar și o fată de 13 ani cu sora femeii. Nimeni de la primăriile din Preutești și Horodniceni nu s-a interesat de cum reușesc să supraviețuiască acești minori. Daria, fetița care a murit de foame, era hrănită doar cu lapte de vacă și ceai, meniu extrem de slab cantitativ și calitativ. Copila a murit pur și simplu din cauza că nu a fost hrănită corespunzător, iar statul nu a dat nici 2 bani pe viața ei, au scris jurnaliștii de la ziar de suceava.ro. Poliția a deschis un dosar penal după tragedie. În urma efectului necropsiei și în urma rezultatului final de necropsie, colaborat cu rezultatele anchetei sociale dispuse de polițiști prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, se va putea concluziona cu privire la cauzele decesului. Până la această dată, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca, în funcție de probele administrate, să se poată extinde cercetările și cu privire la infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, având în vedere rezultatele parțiale ale necropsiei care au relevat faptul că minorul ar fi suferit de malnutriție. Jurnaliștii de la ziar de suceava.ro mai arată că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a deschis o anchetă abia după moartea fetiței, care nu era înscrisă în evidențele direcției și că micuța nu era înscrisă nici la medicul de familie.